Ca în toate orașele din țară și din lume, luminile s-au stins la ora 20:30. Pe splanadă și pe străzile principale din oraș a fost beznă timp de o oră. Chiar dacă a plouat toată ziua și a fost frig, evenimentul a fost marcat de zeci de persoane. E o inițiativă pornită din Sydney, Australia, la care ne-am afiliat și noi. Ne găsim astăzi la 7-a ediție a Orei Pământului. Ieri elevii și profesorii Colegiului Tehnic Alexe Marin au mers pe stradă, au vorbit cu cetățenii și au arătat importanța evenimentului de azi. E un pas mic făcut de noi, dar credem că semnifică mult pentru pământ. Este un mod de a face educație, de a implica elevii noștri în toate aceste activități de protejare a naturii, de respectarea mediului, de a ne respecta pe noi înșine. Evenimentul a fost organizat de profesorii și elevii de la Colegiul Alexe Marin. Lor li s-au alăturat colegii de la mai multe licee din Slatina, precum și reprezentanții CEZ. Vremea neprielnică a încurcat planurile organizatorilor. Ne propusesem pentru această seară, spre deosebire de celelalte ediții, în care practic am stat numai aici pe esplanadă, să facem o plimbare, să mergem cu lumânărelele aprinse, să facem un ocol, într-o scurtă plimbare pe întuneric. Acțiunea a fost susținută și de primăria Slatina, care a dat avizul pentru oprirea iluminatului public timp de o oră.